Efectele pandemiei de COVID-19 se resimt asupra evenimentelor. Deși mulți tineri au încetat de a-și mai face nunțile în acești ani, cununiile continuă, însă nu ca altădată. La începutul acestui an s-a registrat o scădere a numărului căsătoriilor, dar și al divorțurilor. Institutul Județean de Statistică a înregistrat o scădere a numărului de căsătorii și divorțuri la începutul acestui an la nivelul județului Mehedinți. Mai exact, în luna ianuarie s-au înregistrat la oficiile de stare civilă 50 de căsătorii, mai puține decât luna precedentă, dar și față de aceeași lună a anului trecut. La fel s-a întâmplat și în cazul divorțurilor, în luna ianuarie, înregistrându-se doar două. Nupțialitatea și divorțialitatea în luna ianuarie 2021 a avut următoarea evoluție. În luna ianuarie 2021 s-au înregistrat la oficiile de stare civilă 50 de căsătorii, cu 12 mai puține față de cele înregistrate în luna precedentă, iar comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent s-au înregistrat cu 16 mai puține. Numărul divorțurilor pronunțate în instanță și pe cale administrativă a fost de 2, mai mic cu 50 față de numărul înregistrat în luna precedentă. Iar comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, numărul înregistrat este mai mic cu 1. Faptul că numărul divorțurilor a scăzut ne duce cu gândul că pandemia de COVID-19 a pus pe gânduri mai multe cupluri să-și dorească o stabilitate. În cazul căsătoriilor, efectele sunt negative. Tot mai multe nunți se amână și tot mai puține contracte prenupțiale sunt semnate.